Moldozise. Același lucru de zis și pe conexiune, că se simte puțin folosit și luat de fraier. Așa. Ce îi zisei? Bun, ok. Zi-mi și mie, te rog frumos, un motiv pentru care te simți folosit și ceea ce am avut eu de câștigat din faptul că te-am folosit pe tine. Zi-mi... Ce am câștigat în momentul ăsta? Cu ce m-am ales din chestia asta, dacă am vrut să te folosesc? Dă-mi un motiv, dă-mi un exemplu, orice. N-aș știu ce să-mi zică. Și zic, bă, și atunci cum poți să spui tu că te simți folosit? Cu ce te-am folosit pe tine? Că m-am certat cu Anthony? Păi puteam să mă cer cu Anthony dacă voiam să mă cer cu el și fără să fii tu și fără să să discuți tu cu el. Puteam pur și simplu să inițiez eu o ceartă cu el și tot mă certam și tot îl făceam să se enerveze dacă asta voiam și asta aveam un plan. Frate, eu în locul tău n-aș mai vorbi cu Chris, știi de ce? Pentru că mi se pare că te ia la mișto, sincer. Și că nu e serioasă deloc. Eu așa mi se pare. Bă, dar mă trage la răspundere și acolo, când zăteam mă trage la răspundere, știi, bă? Mi se pare că te ia la mișto. Și păcat. Bă, tu vezi că uneori... Pentru că tu chiar ai fost lângă ea. Tu vezi că uneori când ești... Și asta, de asta mă frustrează și mă frustrează așa, mă. Când ești băiat bun, uite, și asta am realizat aici, de-aia zic că sună de fraier. Am fost băiat bun și ești sună de fraier? Eu cred că pur și simplu lui nu-i convine situația asta în care e pus acum și încearcă, îmi zice mie că nu poți să-mi ofere respect. Și zic, tu știi ce e la respect? Cum să spui așa e ceva? E foarte urât. De ce nu poți să-mi oferi mie respect? Ce ți-am făcut? Să spui, adică respect, oferi și unui om care, nu știu, ți-a făcut rău, în adevăratul sens al cuvântului și zici, bă, te respect pentru ce a fost între noi, dar minte că tu nu-i, adică trebuia să-i fi făcut ceva foarte grav ca el să-și piardă respectul față de tine. Mi se pare aiurea chestia asta. N-a pierdut nimic, frate. Bă, acum și tu nu mai fi răutăcios, n-a pierdut nimic. Omul poate a simțit ceva. Păi nu sunt răutăcios. Păi nu, adică și cum n-a pierdut nimic, că nu a pierdut, ca și cum Chris nu e ca și cum și-a pierdut, nu că e Chris, dar nu e ca și cum și-a pierdut aleasa vieții. Ai fost pentru că așa ești tu, nu că așa ai vrut să fii. Nu, bineînțeles că așa sunt eu. Exact, asta e. Dar e vina mea, bă, mi-era... Asta e bun. Mi-era dragă fata. Voiam să fiu lângă ea, voiam să fiu alături și tu? Acum... Tu n-ai greșit cu nimic oricum. Știu. Dar și acum e, nu e că ți-a dispărut. Dar nu ai cu cine, frate. Nu mă crezi că nu pot, nu știu, mă... Sunt nervos și încă mă abțin. Nu, eu nu... Știu, este... ei zice multe. Nu, pur și simplu știu. Nu este o fată aici pentru tine acum, exact. În momentul de față. Nu este. Nu este, chiar nu. Sfatul meu... Am realizat că nu rezonăm auzul după ce... După ce arta cu Anthony, să nu știu, așa a zis că am realizat că nu rezonăm și ce știu. Moldo! Și dacă n-am... Acum el are impresia că eu dau în el și de asta. Auzi la Gagea, că eu nu știu. Eu știu pe că, asta vorbeam și la fete. Eu știu că Teodora, eu știu că ea te-a refuzat pe tine, dar Gagea a zis acum că tu... Nu, el a închis cunoașterea. Tu ai refuzat-o pe Teodora. Gagea nu refuz, el a încheiat cunoașterea. Tu ai refuzat-o pe Teodora și că asta cu e karma. Că vorbeam eu nu mi-aduc aminte cum a fost. Nu mi-aduc aminte cum a fost Teodora și... Băi, s-a ocupat și a doua zi sau a treia zi, el stătea pe canapea, a venit la el bă, și... Bă, frate, cu Teodora am stat pe canapea acolo, am vorbit și am vorbit amândoi și am realizat că nu rezonăm amândoi. N-am refuzat-o, n-a venit la mine să zică, Moldo, ce s-a întâmplat, de la tine ce a început, ai? De la tine n-a început. Venit să-mi zică ce ai, ce ai pățit, ce nu știu ce. Nu m-a fost de comun acord, mă. N-a fost o chestie de comun acord pe dar care de la am simțit-o el, amândoi. Anthony, poți merge în casa fetelor. De la el a început oarecum, mă. Fă-le, mă, iar. Bine, cred că nici voi nu îl cunoașteți destul de bine pe... Nu. Eu îl cunosc un pic mai bine, de exemplu. Da. Nu, pentru că... Și e mai diferit în afară decât aici? Decât cum e aici? Da, e un pic mai diferit, știi? De exemplu, am stat și aseară două ore numai să facem o coreografie. El e mult mai... Adică cu timpul când îl cunoști, e mult mai vorbăreț, știi? Așa pare un pic mai rece, cum pot să spun. Și cu majoritatea băieților tot așa este. Nu neapărat rece, cât pare mai retras. Da, mai pe ale lui. Mie dar... mi s-a părut destul de deschis așa față de mine. Adică să se joace cu părul meu. A fost mega sinergie și a fost super. S-au alineat asta. Probabil simte ce simți și tu, că tu practic ești atrasă de el fizic. Că mai nu ai de unde și probabil și el de tine. Da. Bă, nu mă simt confortabil, vrei să te mini? Nici nu mă simt confortabil. Nici eu nu m-aș simți în locul tău. Eu oricum n-aș păști pentru că tu încerci să fii un băiat bun și respectuos cu femeile
Și ele nu apreciază chestia asta. Cum tu nu ai greșit cu nimic, ți-ai arătat interesul, ai făcut gesturi, uite, i-ai adus flori, chestii. Și ea după ce face? Femeile nu mai apreciază băieții buni, frate. Nu. Tu îți dai seama? Deloc, băi, deloc, deloc, deloc. Nu. Deloc. Dar vrei să te mii, mă, că-s plictisitor, mă, băieții buni. Ca și o fată cu minte. Da. Cât să stai? Te plictisești. Dacă nu-ți dă un pic gelozii, nu-ți dă un pic stres, vezi că, trece uite, viața pe lângă dai tine, vina, dai vina pe Chris pe asta, dar dacă femeia nu se simte... Da. Păi da, 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 nu-i de învin. Nu mă faci să râd, nu mă faci să mă... să sară în sus pe aici, ce să fac? Da, exact. Da. Tu nu te-ai plictisit să vii aici? Iulia, nu mă enerva. Eu m-am plictisit de tine, de nu mai pot. Unde te pui în locul Alexandrei? Vreau să te joci un pic în părul. Ți-a protejat locul, Alexandra, ai văzut? Da. Da. Am așa o stare, dar sper să-mi treacă. V-ați certat de ce e o stare? Nu m-am certat, nu. Da, dar știi care e chestia? Că, și cred că mesajul ăsta nu știu dacă a ajuns exact și pe conexiune. El n-a fost deranjat. Adică, eu am înțeles de ce a fost el deranjat, că am vorbit el cu ieri. Cu el. Ieri cu el. Așa. Înțelegi? Și mâine cu pâine. Ha, ha! N-ai haz, n-ai haz. Ai expirat. Zici mie că m-am plictisit. Zici mie că te-ai plictisit tu de mine, dar nu s-a plictisit și lumea asta. Hai, vede, uite ce scrie pe ecran ăla. Păi și eu ceva, m-am dus să vorbesc cu Zeni. Da. Și plus că dacă e să o iei logic, da, logic, cu logică, cu logică, tu să te... Mă asculti? Da, 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 la tine se pun gândul. Să te folosești de el ca să-l faci pe Anthony gelos, nu are niciun sens. Ar fi avut sens dacă Anthony chiar ar fi era fost gelos. Da. Păi azi zic, au mai fost chestii care nu ți-au plăcut, dar nu ai pus punct. De când a venit el, tu plângeai și el nu știu ce ți-a zis. Tu nu ai pus acolo punct. Descarcă-te, frate. Descarcă-te. Dacă simți... nu știu cum să mă explic. Femeia a zis că care a zis că nu sunt genul ei sau ceva. Dar... Așa. Ea zice... Ce vrei eu să fac? Câte vrei să fac? Sau ce vrei eu să fac? Că eu stăteam și când vorbeam cu ea și uneori o simțeam foarte... seacă, felul ei de a fi foarte seacă, așa, da, în conversație. Care... Și eu acum înțeleg ce zicea Anthony cumva, că nu pune întrebări sau nu știu, dar el nu se referea la întrebări, că ce culoare au, are nu știu ce sau ce, care e culoarea ta favorită. Pur și simplu... Părerea mea este că nu că nu ai făcut tu suficiente gesturi față de ea, ai făcut mult mai mult decât trebuia, cred eu, doar că ea nu le apreciază pentru că îi plac băieții ăștia aroganți, indiferenți, zic eu, 100%. Nu știu, frate, ce îi place, ce mai cu vrăjala, chestii de astea. Așa cred eu, părerea mea. Pentru că e 100% și știe că ea își dorește treaba asta, știe că îi place de el. În schimb, la Virginia 100%, nu avea siguranța. În schimb, la Virginia nu avea siguranța asta. Da, de asta sunt mai deschis, într-adevăr, dar... Înțelegi? Adică știe că el, dacă vrea să-i pună mâna Elenei în păr, ei o să-i placă treaba exact, asta, dar exact. Cu Virginia poate nu voia să-i pună... Exact, nu știu dacă simțea sau nu, dar poate îl respingea sau chestii, deci nu era 100%. Poate în unele momente simțeam, dar pentru că era mereu rezervată, mi-era frică să fac chestia asta, știi? Păi și adevărat! Cristi e femeie mișto așa, dar... Dar ce a făcut greșit, frate? Nici măcar nu spune. Ea a făcut... Nu băga. Ea a făcut nici greșit măcar că nu a venit să-i spună lui în față. Da, nici măcar nu spune. Bă, aia, așa aia, știi? E ciudat așa, fapt, n-am. Bă, Moldo, îmi pare rău, frate, n-am simțit. Asta este. Da, ea atât a greșit, consider eu. Ea da, spune, da, Moldo, hai la cameră, nu și vreau să vorbim. Exact. Uite, nu e, nu știu. Ești un băiat bun, dar nu ești pentru mine. Din punctul ăsta de vedere. Exact. Hai să rămânem prieteni. Rămânem prieteni. Nu vreau să încurc nici pe tine. Normal. Chiar îți curioasă. Vreau să văd, dar trebuie să mă uit la televizor acum. Ce? Să văd cum era Ciprianos cu Virginia și cum este Ciprianos cu Elena. Și eu sunt curios. Pentru vreau că... să văd dacă e același Ciprianos care e cu mine, gen, știi, și când discutăm. N-are cum să fie același, pentru că de la băiat la băiat discutați altfel. În sens atât de deschis, știi?
N-are cum, nu. Nu cred. Momentan nu are cum să fie. Cu cine? Cu fetele, cum e cu Denis. A, nu cred. N-are cum. Dar mă duc și eu la băieți. Doamne ajută. Doamne ajută, ai zis. Hai, te rog, du-te. Să-ți fie rușine. Dar tu ai fost dincolo, nu? Un pic. Ai prins discuția dintre Elena și el? Mulțumesc. Ia, am doar separat între tine. Am prins puțin discuția dintre Moldo și... Nu pot spune același lucru despre tine, Chris. Mai numai poți merg la băieți. Da, Moldo era foarte așa. Da. A zis că se simte încă folosit. Și dar se vedea că Moldo nu e ok deloc. E o stare care oare gen, întotdeauna, știi? Eu uite că asta mi-a părut rău, că am și zis în grădina la mea cu fetele că măi, n-are de ce să se simtă așa, dar uite că văzându-l acum chiar Teo. E destul de aiurea, nu știu. Are motive. Ok, înțeleg teoriile astea, că sunt așa cum se fac pe aici teorii, dar hai să ne gândim și la varianta cea mai aproape de realitate. O fată a încercat să cunoască un băiat, au avut mici apropieri și la un moment dat fata a zis, bă, nu simt. Se întâmplă și în viața reală chestia asta, exact. De afară. Adică te cunoști două săptămâni cu un băiat și realizezi, bă, nu e așa. Și zici, afară cine nu te mai votează spre eliminare? A, nu mai vorbi, Chris, nu mai vorbi, nu mai vorbi. Nu, că vreau să vorbesc și cine știe ce aia. Se duce pe altă. Eu vreau să vorbesc cu tine. Cu mine? Da. Hai, Antoni, ia zi. Ești de părere că Priano s-ar fi continuat cu tine și nu ar fi băgat în seamă pe Elena dacă continuai tu cu el? Dar nu știu, acum mi-e puțin frică să-ți răspund, că nu știu ce spui în partea cealaltă. Dacă ești asumată, n-ar avea de ce să fie frică. Păi, pentru că tu nu duci ce zic eu, duci ce înțelegi tu. Și nu-mi interesează de tine că nu duci ce zic eu.